Bună seara, sunteți în direct la emisiunea Dilemele Zilei, o seară plină de informații aici la Tele3 și cu siguranță ați putut urmări și în emisiunea colegului Claudiu Matrea, Patra Putere, era invitat și în emisiunea din această seară, dar să zicem că n-a putut să vină, deși a refuzat să participe din motive personale. Lucrează și noaptea, probabil că ar fi nevoie de un control al ITM să vadă dacă lucrează legal și noaptea. Desigur, invitatul serii în acest moment este doar primarul municipiului Târgu Jiu, pentru că, iată, colegul Claudiu nu a reușit să rămână în emisiune, probabil că se teme de zăpadă și a zis să ajungă mai repede la Aruncu. Bună seara, domnule primar! Bună seara și bine v-am regăsit! M-am supărat puțin că nu a reușit să rămână Claudiu în emisiune, mi-a promis de multe ori că va veni, dar sigur o să-l prind joi. Și atunci o să fie altfel lucrurile. Nu o să mai rămână așa ca astă seară. Primarul municipiului Târgu Jiu, multe informații la ceas de seară în județul Gorj, se cutremură viața politică, începând de la schimbarea din funcția managerului complex energetic Oltenia, Piu e o cameră, dacă sunt pe fază colegii mei, să vină să o închidă. Așa face? Da, îmblânzitorul, colegul care îmblânzește ciorile, poate se deplasă și în parcul central să rezolve și pe acolo problemele. Schimbarea, cum spuneam, managerului complex energetic Oltenia, aceasta poate fi știrea zilei. De asemenea, concursul pentru postul de director al CSM a luat o turnură neașteptată în instanța de judecată, nu este definitiv această soluție, anularea concursului. Vorbim și despre ce s-a întâmplat în Consiliul Local cu parcările taxate la Târgu Jiu și varianta plății prin SMS. Acest proiect încă mai are de așteptat. Discutăm și despre apă, dar astăzi a început să plouă, așa au noroc unii, așa că nu mai discutăm despre apă, sigur că glumesc, discutăm și despre apă. Vorbim despre politică, ce se întâmplă în Partidul Național Liberal cu ultimele evenimente. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit la Tele3. Vă mulțumesc pentru invitație. De ce credeți că n-a participat Claudiu la emisiune? Se teme de dumneavoastră sau a avut altă treabă? Nu, cred că absența dânsului este legată de prezența mea, pentru că mai avem o relație destul de bună, de respect. Nu s-a pus problema vreodată ca... Dimpotrivă, vreun jurnalist... V-a deranjat cu ce a scris în ultimele... Astăzi am avut o discuție cu dânsul legată de proiectul pe care l-am promovat. Am înțeles că n-a avut toate elementele necesare. A fost un articol scris în presa locală legată de creșterea tarifului la parcarea prin SMS. Am încercat să-i demonstrez și sunt sigur că există și documentele necesare care să ateste faptul că am dreptate și că, de fapt, nu este o creștere a tarifului la parcările taxate prin SMS, dimpotrivă este o scădere a acestei tarifări, pentru că acesta a fost și ideea. Să încercăm să îi determinăm pe cetățenii care folosesc această modalitate modernă de plata parcărilor cu taxă și să încercăm să fie această soluție să fie atractivă. Da, este, sigur, cel mai mare angajator are sediul la Târgu Jiu. Cum vedeți plecarea lui Sorin Boza din fruntea Complexului Energetic Oltenia? Nu am, cea mai mare companie nu am din... foarte multe elemente. Pe mine, în primul rând, mă interesează stabilitatea acestei companii. Niciodată pe un subiect pe care nu-l stăpânesc foarte bine nu mă voi pronunța, pentru că, cel puțin pe această zonă, din calitatea mea de primar, n-am încercat decât să am o colaborare foarte bună cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, ținând cont de faptul că și municipiul Târgu Jiu depinde de modul în care se desfășoară activitatea în această unitate foarte importantă pentru economia națională și pentru economia județului. În rest, sunt convins că cei de la nivel de minister, cei din Consiliul de Supraveghere, au mai multe date și sperăm că în perioada imediat următoare să avem mai multe informații legate de această schimbare apărută la vârful Complexului Energetic Oltenia. Pe subiectele pe care nu sunt nici abilitat și nu am nici cunoștințele necesare, nu m-am pronunțat niciodată. Îmi doresc în continuare, din calitatea de primar, o colaborare foarte bună cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia. Intermediar este Slavomir Burlan.
am mai Sigur, e condus. un om pe care îl cunosc foarte bine, un foarte bun profesionist. Din acest punct de vedere, mă bucur din două motive. Pe de o parte că vine un om care a mai condus această entitate, pe de altă parte că e vorba de un gorjan. Iar când vorbim de un gorjan, cel puțin interesul meu este să am un partener de discuții, un om care să urmărească cel puțin aceleași obiective pe care le urmăresc eu de foarte mulți ani, salvarea acestei entități și odată cu salvarea complexului energetic Oltenia, salvarea unei părți din economia județului Gorj, unei părți importante. E întâmplătoare schimbarea aceasta din funcție? Vine după câteva zile destul de agitate la nivel local. Mă refer la ce s-a întâmplat cu liderul PNL, domnul Dan Vâlceanu. Nu știu, După nu informațiile vreau să apărute în le... media, pare așa ca o replică la tot ce s-a întâmplat. Nu vreau Urmează și alte să leg, schimbări? nu vreau să leg un subiect de celălalt. Nu știu efectiv dacă au vreo legătură. Schimbări se vor mai face în județul Gorj în perioada următoare, dar sunt convins că mai multe detalii despre schimbările care se fac la nivelul județului Gorj, mai ales instituțiile deconcentrate și în alte structuri, vă poate furniza președintele organizației județene. Este adevărat ce s-a scris, ce a postat și domnul Vâlceanu, legat de fratele dumneavoastră, sau nu Nu, sunt nu. informații Nu, pentru că, reale? până la urmă, lucrurile au fost demontate. Acolo nu vorbim de o discuție pe care fratele meu s-o fi avut cu cineva, ci este o discuție care a fost transmisă prin intermediul unei rețele de socializare. Cel puțin așa mi-a confirmat astăzi fratele meu Nu era și numărul încerc. fratelui său? Păi nu, e o discuție care a avut loc între două persoane și acea discuție capturată i-a fost transmisă pe telefon. În discuția respectivă nu se vorbește de implicarea în acea discuție a fratelui meu. Apărea un nume acolo, nu e real. Apare numele persoanei care a fost redirecționat acel mesaj. N-are nicio implicare în astfel de activități, Eu domnul sper Romanescu? că nu are Știu George că implicare. I-am dat și o declarație era astăzi. dintre cei care, mă rog, fusese păstrat în funcție la ITM. Da. Urma să nu fie schimbat din... Nu s-a... Asta v-am spus. Părea ciudată intervenția asta, chiar acum. Și eu prima dată am privit lucrurile în alt mod, mai ales așa cum erau furnizate. Ulterior, după ce am avut acea discuție, mi-am dat seama că na, discuția se purta în alți termeni și de către alte persoane, nu de către George. Am înțeles, deci nu ar avea legătură cu situațiile relatate de domnul parlamentar. Avem un telefon acum. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara. Aș vrea o întrebare pentru domnul primar referent. Am fost anul trecut prin august la audiență la dumnealui. Cu referitor cu pusul de la terenul, la veteran, pe acolo s-a mai rezolvat ceva. N-am înțeles zona. Pe la veteran, de acolo, pe lângă târgul de săptămână. Narciselor, probabil. Nu, în zona veteranilor, lângă piața Preajma. de gro. Da. Deci și în momentul de față este aproape finalizat. Am avut mai mulți cetățeni în audiență în perioada trecută. Au fost foarte multe lucrări care trebuiau realizate înainte de efectuarea puzului în acea zonă, pentru că dacă locuiți în acea zonă, știți foarte bine că au fost anumite repoziționări care trebuiau făcute pentru a crea calea de acces în zona respectivă. Puzul în acest moment este în lucru și eu sper că într-o perioadă foarte scurtă să poată fi aprobat prin hotărâre de Consiliu Local. Da, bun, mulțumesc, de asta am A fost o lucrare puțin mai amplă, pentru că a fost făcută în interesul cetățenilor din zonă. Atunci când s-au pus cap la cap informațiile pe care cei care realizau puzul au preluat din teren, au constatat că erau anumite suprapuneri și mai mult decât atât, trebuiau făcute anumite repoziționari pentru a putea să se creeze calea de acces, cale care dădea posibilitatea tuturor celor care dețin terenul din zona respectivă pentru a obține autorizația de construcție. Da, mulțumesc mult, seara bună. O Și eu seară vă bună mulțumesc. să aveți și dumneavoastră. Astăzi, în ședința Consiliului Local, trebuia să fie reglementată problema plății parcărilor prin intermediul SMS-ului. Ce s-a întâmplat? Ce confuzie s-a creat acolo?
Eu zic De că ce nu e nu s-a vorba, mers mai, eu nu vorbesc mai de o departe cu acest proiect? confuzie, pentru că Direcția de Patrimoniu a înaintat un proiect, avizat și de către mine, proiect pe care astăzi l-am pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu. Din păcate, deși proiectul putea fi modificat în comisiile de specialitate sau chiar în ședința de plen, consilierii PSD și ALDE s-au abținut la vot. În felul acesta, proiectul nu a trecut și urmează ca în perioada, în luna viitoare, să fie pus din nou pe ordinea de zi. Prin acest proiect de hotărâre, pe de o parte, stabileam tariful pe care trebuia să-l plătească orice cetățean care ajungea în zona unei parcări publice și plătea contravaloarea parcării printr-un mesaj, printr-un SMS, era 1,5 lei plus maxim 15% care se achitau firmei care punea la dispoziție acest sistem. Și după discuțiile de câteva zeci de minute pe care le-am avut în ședința de Consiliu Local, consilierii nu au venit cu amendamente la proiectul de hotărâre, ci în urma votului s-a obținut și, așa cum vă spuneam, acel proiect nu a trecut de votul Consiliului Local. Urmează ca în ședința următoare, poate chiar într-o ședință de îndată sau extraordinară, să putem relua votul pe acest proiect. Și practic neînțelegerea la ce? De unde a rezultat din tariful acesta neclar? Sau? Sunt mai multe lucruri care... De ce nu s-a reușit să se rămână? Nu le-am prea înțeles argumentele. Din acest punct de vedere, faptul că au amânat punerea în aplicare a taxării parcării prin SMS, mă lasă. Și nu este prima dată când îmi lasă un gust amar modalitatea pe care o abordează. Domnul Tur a postat în cursul zilei un punct de vedere pe pagina sa de socializare, cu niște calcule, cu niște tarife, cu anumite referiri la referiri la tarifele practicate în alte orașe din țară. Cum vi s-a părut analiza aceasta? N-au avut la îndemână toate elementele consilierii ca să voteze în cunoștință de cauză? Atâta timp cât consilierii au fost prezenți la ședințele de comisii, când și noul director de la Direcția de Patrimoniu a fost prezent, atâta timp cât acele modificări puteau să le propună în ședința de comisii sau astăzi în ședința de consiliu. Eu, sincer, nu mă apuc vreodată să citesc ceea ce spune domnul Tudor. Pentru mine nu reprezintă... Păi poate fi contracandidatul nostru. Poate fi, nu știu. Dar în continuare, dacă îmi fac lecțiile, nu fac, sau îmi fac temele și strategia, nu mi-o fac în funcție de ceea ce scrie domnul Tudor pe rețelele de socializare. Am văzut cât de apreciat este pentru activitatea dânsului și din acest punct de vedere prefer să colaborez cu oamenii de specialitate din cadrul primăriei, nu cu domnul Adrian Tudor. Am înțeles, se aude și telefonul, să mă anunțe colegi dacă luăm sau trecem să vorbim și despre alte subiecte. Să înțeleg că acest subiect al parcărilor prin SMS seamănă după alegeri. Nu, seamănă pentru o lună, pentru că eu nu cred că vor ajunge în situația în care să blocheze definitiv această modalitate modernă de taxare în parcările publice din municipiul Târgu Jiu. Nu cred că chiar ajung la limita suportabilității pentru acest gen de proiecte. Au blocat foarte multe lucruri. Mi-aș dori, la un moment dat, să vină cu amendamente. Dacă nu consideră că proiectul pe care l-am înaintat eu, Consiliul Local, nu este un proiect bun, poate tariful nu este cel mai bun, poate vor să vină cu anumite modificări, să vină cu ele. Proiectul, încă o dată, nu poate fi contestat. A fost în comisiile de specialitate atunci când directorul de la Direcția de Patrimoniu a fost prezent și puteau să facă modificările în ședințele de comisii. Puteau să le facă și astăzi. Faptul că s-au abținut și în felul acesta, de fapt, au votat împotriva acestui proiect de hotărâre, nu îmi dă posibilitatea să... E un vot politic? E clar că este un vot politic și dacă merg pe ideea dânșilor, este clar că și-ar dori ca acest proiect de hotărâre să fie pus în aplicare dacă ar putea din 2021.
Nu din 2020. Nu, mergem pe raționamentul că urmează alegeri, urmează campanie electorală, anumite lucruri pot fi decontate de anumite persoane, altele nu. Și Cetățenii așa. municipiului Târgu Jiu nu cred că, cel puțin astăzi, nu sunt interesați de ce vom face noi în campanie electorală peste 2 luni de zile. Sunt interesați de aceste Nu, proiecte de care dumneavoastră se izbesc în puteați fiecare la un zi. moment dat să ieșiți cu proiectul acesta ca un lucru încheiat, refinalizat, realizat. Adică? Încheiat, realizat. Se Păi poate nu. plăti prin Păi că blocându-se dacă votau. dacă îl votau E astăzi și era asta normal. explicație că de când au votat? Păi dar sunt, Ca să nu. nu, sunt zeci de proiecte care le-au blocat. E Am clar înțeles. că am promis și astăzi, dacă proiectul acesta de hotărâre trecea prin votul Consiliului Local, era un proiect realizat, pentru că Mihai Mincă, directorul Direcției de Patrimoniu, deja luase legătura cu societatea care trebuia să implementeze acest proiect de taxare prin SMS și într-o perioadă foarte scurtă puteam să-l avem pus în aplicare la Târgu Jiu, vorbind de confecționarea acelor plăcuțe, de tot ceea ce înseamnă, cum să vă spun, sistemul pentru a pune în valoare un astfel de proiect. Dar voi insista, chiar în perioada următoare, poate chiar în ziua în care vom vota bugetul municipiului Târgu Jiu, voi repune pe ordinea de zi acest proiect. Până la urmă, legea îmi permite să fac acest lucru și să demonstrăm, dacă vrem, în mod deosebit, să blocăm un proiect, așa cum au procedat astăzi, sau dacă la un moment dat intrăm și noi pe un curs normal, în așa fel încât să ne putem vota proiectele de care sunt interesați cetățenii municipiului Târgu Jiu. Da, avem încă un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, trebuie să domnul Măruță și domnul primar. Bună seara. Primar adevărat? Care se zbate totuși pentru municipiu. Dar cu rugăminte, când mă aștept la dumnealui în audiență? Și mâine dimineață la ora 9 sunt în birou și vă aștept. Am înțeles. Și este problema. Știu foarte Mă bine plouă cu în casă. acoperișul de la blocul de pe strada Da. Unirii. Mă plouă în casă și n-a făcut nimic, nimeni. Și nu fac nici acum. Știu. Nu? Am cumpărat folie și am pus ca totul să nu mă plouă în casă. V-am explicat, vă aștept și mâine dimineață, dar v-am explicat că este o problemă, sunteți proprietar, la fel ca și toți proprietarii din blocul dumneavoastră, și este o problemă care trebuie rezolvată de către De acord, asociație. dar nu vrea nici șeful de pescară și administrator și președintele de asociație care au bani greu de tot, ce vorbim? Realitatea, nu? Deci, blocul dumneavoastră este în proiectul de reabilitare prevăzut pentru acest an, dar aici vorbim de reabilitare termică. Tot ceea ce presupune partea de acoperiș trebuie făcută cu contribuția locatarilor, nu numai cu contribuția dumneavoastră, pentru că acolo sunteți cotă parte Am la tot ceea înțeles, ce înseamnă acel bloc. dar Dar... a venit țigani de Abudieni să-mi spargă ușa și toate alea au spart, deci au dat când a fost Julia aia mare, țigrele, le-a spart barbizul. Și au venit la mine cu cuțitele la ușe, ce vorbim? Și am sunat și la 1-2 și la, știți, v-am explicat, dumneavoastră ați trimis și mesaj și la tot. Mâine dimineață vă aștept la mine și cineva de la compartimentul asociației și de la poliția locală vă va Da, însoți am sunat până. și la poliția locală și a venit degeaba, că nu e nimic. Vă aștept mâine la dimineață și discutăm. În jur de ora 9, da? Da. Bine, sănătate multă Să din suflet. trăiți. O seară bună. Succes. O seară bună, sănătate și dumneavoastră. Sunt foarte multe probleme legate de asociații. Sunt probleme pe care în parte am încercat să le rezolvăm prin colaborarea cu instituțiile abilitate și aici trebuie să precizez că am avut permanent un parteneriat cu ISU Gorj, care a intervenit de fiecare dată când a venit o solicitare de la asociațiile proprietari sau de la noi ca primărie, însă sunt și foarte multe probleme care în acest moment, așa cum este stabilit în lege, trebuie rezolvate de către asociațiile de proprietari și mai ales aceste probleme legate de fațadele blocurilor, de acoperișul de la bloc. Toate acestea se fac prin contribuția cetățenilor care sunt proprietari într-o anumită asociație.
Da, multe probleme. Apropo de problemele din Târgu Jiu, încă trenează multe în a le rezolva, fie că aparțin de asociațiile de proprietari, fie că ar putea și municipalitatea să se implice, indiferent de culoarea ei politică, subsolurile inundate, problema alimentării cu apă în perioadele cu secetă, acum plouă, spuneam că nu vorbim despre această situație, nu putem să stăm, să depindem mereu Domnul Măruță, de starea vremii. astăzi, tocmai pentru că vorbim de problema de la subsoluri, chiar astăzi, penultimul proiect de pe ordinea de zi privește o investiție foarte mare pe care Primăria Municipiului Târgu Jiu o realizează în acest an. Mă refer la amenajarea canalizării menajere pe zona Castanilor, Titulescu. Deci e o investiție foarte, foarte mare în banii vechi, e vorba de 22 de miliarde. De fiecare dată am intervenit în limita bugetului pe care putem să-l alocăm unor astfel de investiții. Din păcate pentru noi, deși suntem cei care facem astfel de lucrări, beneficiarii sunt alții. Și aici mă refer la renumita societate Aparegio, care în afară de a-i taxa pe cetățeni pentru serviciile pe care le oferă, și mă refer la apă și la canal, în rest, în municipiul Târgu Jiu, și asta o spun de 2 ani și jumătate, n-a făcut nici măcar de un leu investiții. V-am spus, numai una dintre lucrările pe care o vom demara în acest an ne costă 22 de miliarde. Nu mai vorbesc de partea de sud a orașului, Alea Plopilor, Săvinești, agriculturii Teilor, care la fel, e o investiție foarte mare, deja licitată, așteptăm ca să se creeze condițiile propice pentru a se putea intra în reabilitarea canalizării de pe zona de sud. Am reabilitat Olari, am reabilitat Griviței, am făcut canalizarea pluvială în zona Zambilelor, am creat acel canal colector foarte important pentru municipiul Târgu Jiu și asta o să vedeți în perioadele următoare pe zona hidrocentralei lotului Bicaz. Deci facem în continuare investiții, însă este anormal ca municipalitatea în acest moment să facă tot din banii cetățenilor municipiului Târgu Jiu investiții pe aceste zone în privința canalizării, iar pe de altă parte o societate comercială, la care sunt mai multe entități acționare, să primească doar sumele pentru apa și canalul pe care îl oferă și nici alea în condițiile cele mai bune. Dar nu putem să așteptăm să vină Aparegio vreodată să realizeze astfel de lucrări, pentru că am văzut exact cum s-au comportat cu cele 80 de milioane de euro care le-au avut asigurate pe finanțarea europeană. Și asta vă spuneam. Astăzi am făcut și public acest anunț în zona respectivă, în zona de lângă autogara din Târgu Jiu, plus zona în fața autogării din Târgu Jiu, plus zona Castanilor. Vom intra în reabilitarea canalizării menajere în acest an. Au fost aprobați indicatorii. E o valoare destul de mare, dar nu ne permitem să așteptăm, pentru că așteptăm degeaba. Aparegio nu își va face niciodată datoria. Înțelegi cu această canalizare, da? Până la urmă trebuie să intre ceva în canalizare. De ce nu lucrăm și la sursele de apă? să Chiar nu avem facem. nevoie de apă? Păi nu, dar sursele de apă la momentul acesta sunt în administrarea societății de care discutam. Zicea domnul Noi Pastic că, domnule, sunt soluții. Primăria să facă puțuri sau să investească în noi surse și să le predea la Aparegio. Nu, domnul Pastir, la momentul acesta este unul dintre E la reprezentanții acolo, mi se PSD sau pare. cum? Nu, e unul dintre reprezentanții care se ocupă de soarta societății Păi Aparegio. da, Și din și-a acest zis punct de la vedere, undeva la radio, a pe zis banii că, cui, domnule, domnul asta e Măruță? soluția. Pe banii Pe cui? banii primăriei Pe să de ce facă pe banii puțuri primăriei? De și ce să să se fac dea pe banii? în De ce să fac? administrarea Nu, Aparegio. nu, nu. Domnul Pastia ar trebui să fie întrebat câți bani ia Aparegio de la cetățenii municipiului Târgu Jiu. Da, și o să ne spună că au proiectul acela de 130 de milioane de euro În care ce? nu mai începe. Pe care proiect? Că nu l-au finalizat nici pe cel de 80 de milioane de Păi euro. de asta vă spun și Păi eu. nu, domnul Și Măruță, noi rămânem tot fără apă. dar Cum nu, facem? nu vi se pare anormal ca apa să o plătească la cineva și eu să plătesc din bugetul local Am înțeles. lucrările? Păi și ce facem? Păi asta vă spun ce Renunțați la facem. Aparegio atunci. Păi nu Trefaceți putem să altă firmă. renunțăm. Nu putem să renunțăm. Pentru că suntem implicați într-un Păi proiect cu și chiar finanțarea nu se poate europeană. face nimic Am mai pentru apa discutat orașului. Odată Păi acest știu că a subiect. discutat, dar Păi nu, chiar dar eu văd intrăm. că suntem tot în momentul zero legat de Întrebați pe cei care conduc asta, societatea respectivă. Întrebați ce se întâmplă acolo. De ce nu avem apă de calitate și la timp? De ce canalizarea se înfundă permanent? Asta trebuie să-i întrebați. Când plătiți factura dumneavoastră și încă 80.000 de cetățeni din municipiul Târgu Jiu,
Măcar puteți să-i întrebați, dom'le, dar ce se întâmplă cu condițiile pentru mine? Că eu plătesc lunar, uite, eu vin lunar și vă achit metri cub de apă, metri cub de canalizare. De ce trebuie să vă achit dumneavoastră facturile, iar dumneavoastră să nu faceți nimic pentru mine? Dar dumneavoastră ca instituție, ca reprezentant al instituției, aveți o relație cu aceste dragi? Nu, nu există o relație. Nu? Nu există, pentru că la momentul acesta, nu știu ce s-a întâmplat în trecut, primăria municipiului Târgu Joare 20% din acțiuni, domnul Măruță. Doar 20%. Și ne tratează așa cum ne tratează. Cu domnul Cosmin Popescu ați vorbit? De enori pe acest subiect. Dă din numeri. I-am cerut și am cerut public și dânsului în întâlnire pe care l-am avut și în emisiunea dumneavoastră. Am spus că trebuie să ia măsuri acolo și trebuie să-l demită pe director, este clar. Pătrășcuiu trebuie să plece acasă, nu trebuie să rămână director la Paregio pe viață. Dacă cumva l-au angajat să rămână director la Paregio cât a rămas în viață Iliescu, înseamnă că au o problemă. Da? Nu am nicio problemă cu vârsta dânsului, n-am nicio problemă cu cariera dânsului. Însă acolo trebuie să vină cineva care să se ocupe de problemele cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și a proiectelor care le-au ratat până în acest moment. V-am spus, cineva trebuie să-i întrebe la un moment dat de sănătate. Ce s-a întâmplat cu cele 80 de milioane de euro? Ce se va întâmpla cu celelalte, cât de clar, 120 de milioane de euro? Pentru că suntem într-o mare, mare problemă. Astăzi, o mare parte din cartierele din municipiul Târgu Jiu sunt prinse pe acel proiect de cu finanțare europeană, unul pe primul proiect, celelalte pe cel de-al doilea proiect și vin cetățeni la noi și ne întreabă, dom'le, faceți-ne și nouă canalizare în zonă și nu putem interveni pentru că Aparegio a depus un proiect cu finanțare europeană pentru condițiile de apă și canal. Noi așteptăm încă 5-7 ani, 10 ani până se termină. Noi administrăm, ar fi foarte bine să vă spună. Cetățeanul, zic, mai așteaptă încă 10 ani, fără apă, fără canal. Cetățeanul trebuie să înțeleagă la un moment dat că fără schimbarea de la Consiliul Județean nu se poate rezolva nimic. Eu sunt convins că dacă într-o zi va fi o altă majoritate în Consiliul Județean, toți acei reprezentanți politici din structurile de conducere ai Aparegiilor vor dispărea și problema se poate rezolva. Și dispare și problema. Păi trebuie să dispară. Păi n-a zis că sunt probleme. Trebuie să găsească o soluție. Probleme grave, penale, nu știu de care. Păi să plătească cine le-a creat. Dar cineva trebuie să dea drumul la investițiile realizate. Și să găsească, să vadă unde au apărut problemele. Păi nu, dar... Vorba domnului Cârciumaru, las că... Să ne rugăm la Dumnezeu că să plouă. Păi nu, se roagă. Până la urmă tot plouă. După cum ați văzut, se roagă și cei de la Paregio. Păi nu, dar mai mult decât atât. Și gata, am rezolvat. Cei de la Paregio se roagă pentru a crește nivelul precipitațiilor, pentru că ați văzut, acum taxează apa de ploaie. Am pierdut, de fapt, am pierdut suspendarea plăților pentru apa de ploaie la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu. Sperăm ca ulterior, în proces, să câștigăm procesul pe fond. Dar astăzi apare Joe la toate societățile comerciale, la toate instituțiile de pe raza municipiului Târgu Jiu și nu numai de pe raza municipiului Târgu Jiu, vine cu o taxă pentru apa de ploaie. Așa vine. Da? Nouă ne-a impus, nu știu, vreo 1 miliarde să plătim ca primărie în condițiile în care noi facem investițiile. Iar apa pluvială nu trebuie tratată. Apa pluvială prin canalele colectoare ar trebui să ajungă în râul Jiu. Nu este afectată de nimic. Doar este colectată pe acele canalizări și ar trebui deversate în râul Jiu. Asta e tot. Deci nu se face nimic. V-am spus, sperăm la un moment dat că vom avea... Că va conduce un liberal la Paris. Că va conduce cineva care are și interesul cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Știți ce mă întristează mine, primar? De 42 de ani, 43 peste ceva vreme, pot să compar ce s-a întâmplat în trecut. Și după 30 de ani folosim același sistem de oprit apă în cadă. Nu se poate așa ceva. Pentru ce? Înseamnă că nu s-a schimbat nimic. Domnul Măruță, așa este în sistemul... Acum 30 de ani opream apă în cadă ca să putem să punem sistemul în toaletă. Sistemul de canalizare și alimentare cu apă. Același lucru se întâmplă. Sistemul de canalizare, sistemul de canalizare și apă. E mai rău decât înainte. Da, da. Da. Păi și atunci către cine îndreptăm? Dacă acei bani, să plecăm de aici? Dacă acei bani nu erau investiți în Târgu Jiu, astăzi avea un sistem mai performant decât cel existent. Eu asta nu înțeleg. Și 80 nu de înțeleg de euro. Ce se întâmplă cu orașul ăsta. Ce se întâmplă, domnul primar, cu orașul ăsta? Nu vă doriți un oraș cu utilități bune, cu investitori, cu oameni care vin și lucrează aici? Stați puțin, discutăm pe paliere diferite, nu discutăm problemele care sunt ale mele, problemele care mi le-au eu ca autoritate. Văd că sunt probleme de genul ăsta cu utilitățile, cu străzile, cu astea.
Păi nu, cu străzile, nu, cu străzile trebuie rezolvate treptat. Ai așa o senzație din asta de dezvine să nu, nu te mai... Nu, domnul Măruță, nu e așa. Că alții au noroc și stau la Runcu, stau la Drăguțești, stau la Craiova unde e apă. Cum să aibă ăia, domne, apă? Pentru că o fi și avut... Noi, știți că primăriile din Gorjile plătesc apa la Craiova, apa de la Tismana. Pentru că nu fi avut administrații competente, domnul Măruță. Da? Eu am preluat această problemă... De la Tismana nu putem să luăm apă. Eu am preluat această problemă. Și în momentul în care am preluat-o și am sesizat toate aceste aspecte, toată lumea dă din umeri. De ce trebuie să țin un director de 70 de ani în condițiile în care omul ăla, la vârsta pe care o are, poate să se retragă frumos și să aduce un profesionist care să vă dea măcar răspunsuri? Ce răspunsuri ați primit până acum legate de faptul că nu avem apă, că canalizarea este așa cum este înfundată? Dumneavoastră, cei din mass media, ca și mine, ca primar, eu măcar am mers în instanță de fiecare dată când apare Gio, a venit, a făcut un abuz la adresa cetățeanului din Târgu Jiu. Cam câștigat, cam pierdut, e altă discuție. Domnul Pasi de la PSD a zis săptămâna trecută că trebuie să facă primăria puțuri, să le predea aparatul să le administreze. Domnul Pasi și așa va fi apă. Domnul Pasti este plătit în primul rând din calitatea de consilier. Atunci cine în al doilea rând este plătit din calitatea de consilier al domnului local, al domnului Cosmin Popescu, care este președintele Consiliului Județean. Să le facă păi Consiliul nu, Județean. Nu trebuie să vină. Nu, să le facă apareggio, domnul Măruță. Încă o dată, dumneavoastră plătiți apă și canal la apareggio, nu la primăria Târgu Jiu. Nu vi se pare anormal ca să plătiți banii la o societate și să lucrările și întreținerea să o facă altcineva? Să o facă la care plătiți banii. Când plătiți abonamentul la telefon, nu încerceți mie semnal. Poate v-am mai dat acest exemplu. Dacă vă duceți și plătiți abonamentul, vă așteptați la un moment dat ca acea companie să vină și să vă ofere și condițiile necesare. În ce relație mai sunteți cu domnul Vâlceanu acum? După povestea asta cu... Regulă, n-avem niciun fel de... Când ați discutat ultima dată? Cred că săptămâna trecută. V-a întrebat, ați discutat, domnule, ce se întâmplă? Nu, e adevărat, nu e adevărat? Nu am avut nicio discuție, cu povestea asta în ultima perioadă n-am avut o discuție cu domnul Vâlcean. Deci nu. Întrebam ca să vedem dacă o să... Mă rog, o să fie o campanie electorală, alegeri locale și așa mai departe. Sigur că o să colaborați să câștigați la Târgu Jiu și la Consiliul Județean. Nu, eu sper să câștigăm la Târgu Jiu și să câștigăm și la nivelul Consiliului Județean. O să, printre așa, o să fie schimbarea înlocuirea directorului apareggio. Veniți cu prima, alt om, da? Prima decizie pe care trebuie să o ia nou Consiliul Județean. Ce face? Să avem apă de imediat atunci? Nu. O să fie luate măsuri? La un moment dat trebuie să... O să facă primăria investițiile sau cum va fi atunci? Nu. Primăria face în continuare investiții. Nu zic în surse de apă. Am înțeles, canal și ăsta. Noi facem în continuare investiții. Nu, asta le-am înțeles, da. Trebuie să avem și ce băga în canal acolo. Păi nu, în primul rând trebuie scoasă la suprafață tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Păi așa e normal. Făcut în audit și văzut exact de ce nu avem condițiile conform proiectului european și după aceea pus la... De acord, domn primar, da. Până vine echipa de control de unde vine. Nu trebuie să vină echipa de control. Paralel nu se găsesc cu niște ingineri acolo. Bă, haideți să lucrăm și noi, să vedem. Societatea Apareggio. Ce facem mai la Târgu Jiu? Cine dă banii? Noi societatea Apareggio colectează de la noi și vă spuneam și în emisiunea trecută. 30% din facturile pe care dumneavoastră și cetățenii municipiului le plătesc la Apareggio se duc într-un fond de dezvoltare. Ziceți că ei ar trebui să facă puțurile astea pentru... Se duc într-un fond de dezvoltare. Știți ce presupune fondul ăsta de dezvoltare? Astfel de investiții. Dacă banii respectivi nu se vor mai duce în bugetele grase ale camarilei PSD, banii pot fi folosiți în aceste direcții, în exact ce spunea domnul Pasti. Realizarea unor puțuri noi, alimentări... Facem 3 puțuri, alimentări. Nu știu, câte mai trebuie? Păi nu, dar sunt și puțurile la... O secetă de nu știu cât. Sunt puțurile la Curtișoara, avem în momentul de față. Câte ne mai trebuie ca să suplinim, dacă scade debitul la 50-70%? S-a demonstrat, cel puțin pentru municipiul Târgu Jiu, că nu puțurile sunt cea mai bună soluție, pentru că puțurile ți asigură o cantitate de apă insuficientă pentru a putea alimenta tot orașul. Consiliul Județean. El vine din... Câștigați Consiliul Județean. Vine din bazinele de acolo, de sus. Spuneți pe domnul... Cine a zis că va fi? Știu, de la Novaci. Domnul Leuștean. Leuștean, așa. Da. Vă spune, domnule, uite, avem noi o idee, hai să vedem, luăm apă și noi de la Tismana. Corect. Sau ne înțepăm, ne legăm de conducta Craiovei, dacă da, avem sigur, voie. Da, sigur. Se pot găsi facem soluții. Facem un proiect din asta. Dar cum să nu? Adică faceți un proiect. Acordăm tot sprijinul în condițiile în care câți vom kilometri? Vedea... Sunt 30 de kilometri. Sau câți o fi? Două. Care e cel mai apropiat punct? Domnul Măruță, o parte din acest proiect este prins pe acel proiect cu finanțare și să cealaltă parte... de acolo? Da, sigur. Nu, am înțeles că Vâja o prinsă pe proiect. Păi este, și atunci de ce nu funcționează? Păi au zis că așteaptă după ce bani și să treacă încă 10 ani până se face Vâja. Înțelegeți? Noi nu putem să așteptăm, nu vedeți ce întâmplă cu lumea asta. Sper să vină la un moment dat un președinte de Consiliul Județean care să nu mai aibă
legătură directă cu cei care conduc acea societate. La APA Regio nu trebuie factor de decizie politică. Trebuie specialiști în domeniu, domnul Măruță. Și sunt foarte mulți oameni de specialitate care de-abia așteaptă. Doi dintre ei lucrează astăzi în primăria municipiului Târgu Jiu sau la edilitara. Vlădoescu și Paraschiv sunt doi dintre specialiștii APA Regio care au lucrat în acea companie. Am vorbit cu oameni care au plecat de la APA Regio și când le întrebam ce să-i așa, își puneau mâinile în cap. Legat de ce? De APA Regio, de ce se întâmplă acolo. Pe asta s-a întâmplat și cu o parte dintre angajații de acolo. Dar nu se poate. Înțelegeți? Dar de ce la un moment dat nu ai pus un specialist din cadrul APA Regio și l-ai adus pe domnul Pătrășcoiu de la fabrica de cărămidă? Nu găseai în toată societatea respectivă un om care are în spatele lui o experiență vastă care să poată să conducă această societate? Da, să înțeleg că nu va fi o soluție, pentru că acum mai plouă, nu, mai ninge. Va fi o soluție. Dar când cineva va fi interesat să rezolve. Când cineva va fi interesat și să rezolve. Chiar trebuie. De ce, domnul Măruță? Și știți de ce? Dar pentru de ce se cramponează? Nu numai că e secetă, dar o să mai construiesc și blocuri, ați văzut. De ce se cramponează să păstreze un director în detrimentul a 10.000 de oameni? Domne, păi nu pot eu schimba. Păi nu, uite, eu am cerut demisia, domnul Măruță. Basta majoritatea la Consiliu. Eu i-am cerut demisia. Îi cer în continuare demisia domnului Pătrășcoiu. A făcut ceva, îl sesizez pe domnul Cosmin Popescu să ia măsuri în privința domnului Pătrășcoiu, pentru că toată lumea e nemulțumită. Nu numai cei din Târgu Jiu. E adevărat că aici e o populație mai densă și a suferit de pe urma serviciilor APA Regio. Dar în tot județul sunt nemulțumiri legate de APA Regio. Dar sunt foarte multe localități care la un moment dat vreau să se retragă din această asociere. Dar nu situația Târgu Jiului, pentru că noi astăzi suntem prinși și în primul proiect cu finanțare europeană care nu este finalizat. Suntem prinși în cel de-al doilea proiect cu finanțare europeană. Și n-ai ce face, pentru că eu nu pot să pun vreodată autoritatea să plătească toate despăgubirile pentru prejudiciile create anterior. Da, din păcate o să mai ducem așa cu apă la bidon, nu, și la găleată, măcar să avem niște alternative. Păi nu, dar poate înțelege cineva cam unde este problema, domnul Măruță. Nu este la primărie, v-am spus ce putem noi să facem, facem. Am făcut rețele de canalizare în momentul de față la nivelul a 1 milion de euro, poate în 2 ani și jumătate, în cartierele din Târgu Jiu. Și nu era în mod deosebit obligația noastră, pentru că, v-am spus, cel care administrează... Dar unde ziceați că sunt puțuri și nu sunt folosite sau cum? Ce spuneți? Trebuie de nisipate sau ce e cu puțuri? Zic că sunt la Curtișoara sau unde? Sunt puțuri la Curtișoara pe care le folosesc păi de foarte multe ori. Nu pot să asigur, nu pot să facă față. Păi, domnul Măruță, unul este acel puț subteran și alta sunt capacitățile pe care le aveam pe dealul Târgului, de unde putem să alimentăm municipiul Târgu Jiu, pentru că presiunea de acolo este foarte puternică. Păi acolo că apa e pompată, la bazinele... dar era un supraplin care se deversa pe câmp înspre Jiu, Jiu, chiar în perioada de secetă maximă anul trecut. Pentru că cei de la APA Regio nu se au perizit măcar atât. Cei de la APA Regio puteau să achiziționeze putea măcar colectată. Câteva bazine. Nu, dar puteai să o colectezi. Păi de asta zic. Și ulterior, în perioadele de secetă, să le poți da drumul. Păi nu discutați cu ei, domnul, să facem... Eu am vorbit cu domnul Popescu de la Consiliul Județean. Nu sunt domnul, eu. Domnule, vorbiți de chestia. Poate nu e tehnic, nu e poate. Păi nu, dar eu la momentul ăsta și nici personalul din cadrul primăriei... cineva, nu știu. Nu sunt oameni de specialitate în domeniul acesta. Păi nu, cei de la APA Regio să spună. Domnule, păi da, păi asta ar trebui făcut. Nu se poate. Asta ar trebui făcut. Nu se poate pentru că... Apa de care discutăm este apă potabilă. Apa care se aruncă pe păi Jiu. Păi nu zic, uite, asta e o soluție, că ziceați că nu cu puțurile și cu... Păi nu, dar asta trebuie să o realizeze, trebuie să o realizeze societatea APA Regio, nu noi. Asta foarte repede, în 2 luni da, se poate face. Se poate nu, face. De ce nu? Păi nu știu. Păi nu știu, domnule, vă ajutăm și noi cu ceva. O face Consiliu. Domnul Măruță, mai mult decât i-am ajutat o până în momentul Consiliu de față. Județean, okay. Pe 14 octombrie primăria... Vorbesc eu cu domnul Popescu. Primăria, vorbesc și eu cu domnul Popescu. Domnule, problema este să poată dumneavoastră să realizeze 3, o astfel bazin, de investiție. 2 bazine. Sau păi nu pot să facă mai multe bazine, că nu îi împiedică nimic da. să capteze apa de la cele puțuri. Deci rezolvăm cu apa la Târgu Jiu, să nu mai facem de râs. Adică nici nu mai contează câte faci sau nu. Să avem apă noi, că râd unii nu ne afectează. Vreți să-mi iau eu angajamentul pentru domnul Pătrășcu sau pentru domnul Cosmin Popescu? Pentru oricine. Veți fi primar încă 4 ani sau, da, domnul Măruță, sau ce veți fi. Dar v-am spus, sper să am și sprijinul celor care sunt abilitați să rezolve această problemă. Și mă refer la cele să cred că avem un municipiu și nu a rezolvat problema da. Cu o utilitate importantă. Dar v-am spus, apa nu hai că lumină, gaze, astea nu. Apa nu aduc eu. Curentul, eu nu pot să accept. Curentul, eu nu o să mai dorm până nu se rezolvă problema. Domnul Măruță, când aprindeți becul la instalația de acasă, da?
Vă gândiți la primărie nu sau la mai CES? Nu trebuie nicio instalație. Vă gândiți la CES sau la primărie? Nu mai trebuie nicio instalație. Vă gândiți la CES, apa, vă spun la mine e apa, păi nu, și curentul e aceeași situație. Și curentul e același deci lucru. Până nu se rezolvă, și căldura e aceeași problemă, da? Eu nu o să stau păi, liniștit. Uite sunt așa, de acord nu cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, cine o să rezolvă? Consiliul, primăria, Paparegio. Nu Consiliul și primăria. Chemați pe cei din care conduc destinele la Paparegio, domnul Măruță. Pe fiecare. Aveți acolo vreo 10 personaje. Chemați-mi săptămânal câte unul într-o emisiune. Și spuneți-mi, domnule, dați-mi și mie o soluție. Că de-aia sunteți în Consiliul de Administrație, de-aia sunteți în AGA, de-aia sunteți consilierii directorului sau ce sunteți. Chemați pe fiecare în parte să vă dau câte o soluție. Că pentru asta sunt plătiți, domnul Măruță. Pentru asta sunt plătiți să rezolve problemele cetățenilor din județul Gorj legate de apă și de canalizare. Am înțeles. Deci e nevoie de o schimbare politică. Radicală. Radicală. Politică pentru că altfel nu se rezolvă, să înțeleg. Păi nu, de 2 ani jumătate... Și schimbați și la, și la Adia? Și schimbați și pe domnul Pasti? În totalitate deci trebuie schimbată. Pentru că dacă ascund ceva în momentul de față, ascund anumite lucruri, toți trebuie să plece din acel sistem. Sunt doar oameni cu calitate politică, atât. Nu au nicio legătură cu acel sistem. Temperaturile o să depășească 12 grade. La începutul lunii februarie. Deci o să ne trezim cu o secetă de o să ne ia naiba anul ăsta. Mă rog, cineva ar trebui să gândească și în perspectivă, nu doar pe termen scurt. Haideți să vorbim despre concursul acesta pentru clubul sportiv municipal. Ce credeți că se va întâmpla? Ce soluții aveți dacă va fi anulat concursul la instanță? No. Sper să n-ajung în această fază, oricum. Organizația trăiesc, concurs se poate face o mare dezamăgire legată de modul în care, deși nu comentez hotărârile instanței, am o dezamăgire legată de modul în care a fost valorificată această acțiune depusă de către domnul Marinescu. Asta e. Nu voi comenta niciodată ceea ce spun judecătorii din Târgu Jiu, pentru că sunt primarul municipiului Târgu Jiu și n-ar fi corect ca eu să fiu cel care comentez. Însă, știți cum se întâmplă în România? Când ceva funcționează, trebuie să vină cineva la un moment dat să blocheze funcționarea acelei entități care era pe un drum foarte bun. Domnul Marinescu se știa că a contestat... Dânsul este agent 001. Da, deci a contestat ce a contestat domnul Măruță. Un om care a luat 100 la un concurs, ce poate contesta? 1-0-0. Păi domnul Măruță, dacă mă duc... A fost și nota din oficiu, punctul din oficiu? Păi punctul din oficiu, că nu s-a dat decât punctul din oficiu, da? Dom'le, nu știu ce a contestat. Procedura sau modul de organizare. Dar uite că instanța în prima... Știți ce mă surprinde pe mine? Că în municipiul Târgu Jiu se vorbește de o lună de zile de câștigarea acestui proces. Da? Surprinzător. Oamenii ăștia știau înainte de se pronunța instanța că procesul este câștigat. N-am vrut informația a apărut acum. N-am vrut să cred. Nu, pe surse. Da? Pe surse. Am vrut să cred până nu am văzut pusă pe site această decizie. Da? Vă garantez un lucru, că clubul sportiv municipal nu va avea de suferit de pe urma acestei hotărâri judecătorești. Oamenii de acolo trebuie să stea liniștiți. Sunt oameni care au făcut performanță și care fac în continuare performanță. Copiii, părinții, toți cei care sunt astăzi în această echipă a CSM-ului nu pot avea de suferit de pe urma unei hotărâri judecătorești. Chiar dacă pe o perioadă scurtă de timp Robert își va pierde mandatul, Robert va fi viitorul meu consilier pe probleme de sport și pe probleme de tineret în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Deci vreau să fac acest anunț pentru că am plecat la un drum cu un profesionist, un om care a pus suflet în tot ceea ce a făcut acolo și nu numai cu el. Acolo vorbim de o echipă, vorbim de experți de foarte bună calitate, Roșu și Ilieș, vorbim de antrenori de foarte bună calitate. Dar așa e în viață. Când ceva se mișcă și se mișcă într-o direcție bună, trebuie ca la un moment dat cineva să vină și să încerce să blocheze. CSM-ul merge înainte și va merge înainte de acum încolo foarte mulți ani, pentru că perspectivele sunt extrem de frumoase. Am înțeles. Și se va organiza alt concurs? Vom folosi toate căile de atac, în primul rând. După aceea vom vedea. Dar avem mai multe modalități de abordare și sunt sigur că cei de acolo nu trebuie să fie afectați. V-am spus, părinți, copii, bunici, profesori,
antrenori, experți, angajați în cadrul clubului, nu trebuie să aibă de suferit de pe urma unei hotărâri judecătorești, pe care nu doresc să o comentez. Va merge mai departe clubul cu un interimat sau cum? Fără probleme. Dacă va fi nevoie, cineva va conduce acest club pe o perioadă determinată de timp până la organizarea unui nou concurs, dar nu mă pronunț în acest moment, pentru că vom folosi toate căile de atac și sper că la un moment dat instanța să găsească cea mai bună soluție. Cu stadionul municipal ce se mai întâmplă? Stadionul municipal în acest moment este într-o perioadă de perioadă de iarnă în care nu se organizează competiții. Deci nu avem, în privința competițiilor, ce să discutăm, nu se organizează nici pe alte arene sportive. Urmează că în perioada imediat următoare să scoatem la licitație toate spațiile care se pot preta pentru activități comerciale sau de servici. Mai există interes din partea acelei companii de fast food, de Am alimentație? Am discutat și luna decembrie cu reprezentanții acelei companii. Așteaptă sau nu? Așteptăm să vedem la licitație dacă se prezintă. Până la urmă aici e vorba de voința fiecarei societăți în parte. Dacă vor dori să vină, așa cum am și spus, le-am și dispus celor din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, doresc cea mai transparentă licitație care s-a organizat vreodată în municipiul Târgu Jiu. Dacă se poate, chiar cu strigare, adică oferte succesive până la obținerea prețului cel mai bun pentru aceste spații comerciale. Nu mă interesează cine câștigă? Alte aspecte sau cine va câștiga. Adevărat că trebuie prevăzut în caietul de sarcini ca la licitație nu se poate prezenta oricine. Gândiți-vă că avem totuși un hotel cu 40 de camere și cu câteva spații care pot fi folosite ca restaurante în acea zonă. Vorbim de aceste spații din fața stadionului în care discutăm. Ce spuneți? Să prezinte un portofoliu, să prezinte un vom istoric să găsim, al activității? Vom încerca să găsim, să realizăm un caiet de sarcini, cum să vă spun, care să fie pe măsura stadionului și investiției realizate la Târgu Jiu. E fotbalul? Fotbalul? Sunt trei echipe care își desfășoară activitatea la Târgu Jiu. Vedem exact cum se va finaliza acel proces intentat de Clubul Pandurii acționarilor și vom vedea exact ce se poate face. Eu m-aș bucura la un moment dat dacă lucrurile s-ar putea rezolva și în privința echipei de fotbal Pandurii Lignitul Târgu Jiu. Acolo aveți de plătit? Primăria are de plătit? Nu, primăria municipiului Târgu Jiu, vorbesc Consiliul, de Consiliul Local. Consiliul Local, da. Consiliul Local este autoritatea membra asocierii de la Clubul Pandurii Lignitul Târgu Jiu. Se va plăti până la urmă sau nu? Aveți banii pregătiți? Stați puțin, când e vorba de o hotărâre judecătorească, nu putem în momentul de față să comentăm. Dacă hotărârea judecătorească va deveni definitivă și executorie, trebuie să găsim soluții. Adică se va plăti? Sigur. Da, avem încet, încet un program de respect. Trebuie să luăm și pauza de publicitate. Imediat ne vedem cu ultima parte a acestei emisiuni. Vorbim și despre pregătirea alegerilor locale. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Yeah.
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor rare și dese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la motoferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite motoferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Ryder R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, Calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.biz, relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332. Telefon 0353-418-999 și 0784-111-212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație.
masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrași și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia Namolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costele nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, poți prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, costele, dacă știi ce parizor fac în greșești. Polaris, împreună pentru un oraș curat. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă. De aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Tehnoinstal SRL, una din firmele de referință în domeniul lucrărilor de instalare, montare, punere în funcțiune, autorizare, service, garanție și post-garanție a echipamentelor de încălzire centrală. Firma dispune de specialiști autorizați SCIR și ANRE pentru a efectua diverse lucrări la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul persoanelor juridice. La Tehnoinstal alegi instalația de încălzire perfectă pentru locuința ta, centrale pe gaz, centrale pe lemn și centrale electrice, inclusiv echipamente neconvenționale. Panouri solare, pompe de căldură la cele mai bune prețuri. Tehnoinstal SRL, Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 49, telefon 0253 225 528. Alege Tehnoinstal, mai mult decât căldură. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Această seară invitat este primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Discutăm și despre pregătirile pentru organizarea alegerilor locale. Sunteți și organizator și participant la aceste alegeri. Cum credeți că se vor desfășura și dacă aveți elemente certe în legătură cu votul din mai, iunie sau când vor fi alegerile, adică dacă s-au făcut ceva sondaje sau
consultări ale cetățenilor. Cel puțin la nivelul Partidului Național Liberal, din ceea ce știu, nu s-au făcut sondaje pe Târgu Jiu. Din discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții de la nivel central și cu președintele Dan Vâlceanu, în localitățile unde avem primarie, Partidul Național Liberal va susține primarii aflați în funcție. De aceea nu s-au mai făcut sondaje în privința modului în care sunt poziționați candidații noștri la primăriile din țară. Se fac sondaje în alte localități, acolo unde ne pregătim oameni pentru a putea fi competitori redutabili în această competiție de la alegerile locale. Pentru pregătire nu am niciun fel de emoție, pentru că m-am mai trecut prin tot felul de campanii electorale și din calitatea de subprefect și din calitatea de primar nu au apărut probleme și de aceea nici nu trebuie să mă gândesc că vor apărea probleme în perioada următoare la alegerile locale. În bugetul anului 2020 am prevăzut și sumele necesare, pentru că la alegerile locale suntem organizatorii pentru aceste alegeri, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Jiu. Și odată cu aceste sume prevăzute în buget, partea de organizare va fi asigurată de către direcțiile de specialitate din cadrul primăriei și de secretarul municipiului Târgu Jiu. Cu cine faceți alianță la Târgu Jiu? Eu mi-aș dori să fac alianță cu toate partidele de dreapta și aici iau în calcul toate formațiunile existente, USR, PMP, ALDE. Chiar mă gândesc posibil o alianță cu Pro-România, dar trebuie să vedem exact modul în care discuțiile se vor purta la nivel central, pentru că ne dau o anumită modalitate de a aborda aceste discuții pe care le vom avea în perioada următoare cu... Și o libertate sau va fi o direcție clară? Vedem exact ce se stabilește la nivel central. S-ar putea să fie anumite alianțe deja realizate de către structurile centrale cu partidele de la centru. Cu PSD-ul nu veți face... Este exclus. Din punctul meu de vedere, este exclus orice fel de alianță cu Partidul Social Democrat. În rest, cred că cel puțin la Târgu Jiu, cu USR-ul și cu PMP-ul, putem să avem șanse foarte mari pentru a realiza majoritatea în Consiliul Local, dar luăm în calcul tot felul de alte formule de alianțe pentru a putea obține și o majoritate în Consiliul Local pe lângă funcția de primar. În ce localități mai insistați cu să puneți candidați care au șanse? Toate localitățile. Partidul Național Liberal nu își poate permite în acest moment să nu vină cu candidați redutabili pentru toate primăriile din județul Gorj. Rovinari? Nu știu în acest moment care este discuția pe care o poartă președintele organizației județene. E clar că implicat direct în aceste negocieri va fi Dan Vâlceanu, pentru că, pe de o parte, din calitatea de primarul președinte... Primarul de acolo nu cred că își dorește un candidat redutabil ca să fie sigur de mandat. Vom vedea. Sunt sigur că aceste discuții vor avea loc în perioada următoare. Eu personal mă voi ocupa strict de campania de la Târgu Jiu, iar dacă voi fi solicitat de către colegii mei din județ, voi participa la orice acțiune politică pe care Partidul Național Liberal mi-o va încredința. Mai mult decât atât, e clar că dezbaterea politică se va face în primul rând pe competiția de la Târgu Jiu, competiție de pe urma căreia eu vreau să cred că vor beneficia și cei care se află în competițiile electorale de la nivelul județului Gorj. Întotdeauna a contat foarte mult candidatul pe care partidul și l-a desemnat la nivelul municipiilor, pentru că aici vorbesc și de Târgu Jiu și de Motru, sunt doi primari liberali și cred că pe lângă ceilalți 19 primari pe care îi avem în județ, contează foarte mult în competiția electorală. Ei vor da, primarii în funcție, până la urmă vor da semnalul pe care Partidul Național Liberal îl va transmite mai departe și în celelalte localități unde avem candidați care astăzi nu dețin funcțiile de primar. Nu v-am întrebat întâmplător de oraș, pentru că știu că PNL are un public în zona urbană, un tip de alegător, Tizmana, Țicleni, Bumbejiu.
turceni, orașe în care nu aveți primari. Ați dar avut în la care avem șanse. În care avem șanse să putem obține... Și dat fiind faptul că e un bazin electoral larg în zona urbană, asta ar putea modifica rezultatul pe județ. Sunt de acord, dar să nu uităm că avem primari. Să faceți o majoritate. Să nu uităm că avem primari și localități foarte mari din județul Gorj. Aici mă refer la Bălești, la Bălteni, la Crazna, rămâne la Crazna, cel de la Crazna rămâne la PNL? Eu cred că toți cei care sunt astăzi s-a modificat. Eu sunt convins că toți cei care astăzi sunt în Partidul Național Liberal vor rămâne în Partidul Național Liberal și pentru competiția ulterioară, indiferent de discuțiile care au avut loc anterior. Marea majoritate, cel puțin dintre primari, nu cred că va pleca niciunul să candideze din partea unei alte formațiuni. Și pe asta mizez în primul rând că împreună cei 21 de primari pe care are Partidul Național Liberal totalizează peste 60% din electorii de la nivelul județului Gorj. Iar dacă noi ne vom câștiga aceste alegeri, sunt șanse foarte mari ca și la nivelul Consiliului Județean să avem un președinte și o majoritate în Consiliul Județean, alături, așa cum vă spuneam, de formațiunile politice cu care vom face anumite înțelegeri politice în perioada de după alegeri. Bumbejiu, mai e loc de întoarcere pentru primarul de acolo sau orice este posibil, în politică orice este posibil. Și din ceea ce am văzut, au fost și ceva declarații, nu știu cât îți de adevărată, de o deplasare a președintelui Dan Vâlceanu cu primarul Bobaru la Ministerul Economiei pentru rezolvarea unor probleme legate de Bumbejiu. A apărut în poze cu domnul Weber, cu domnul Măruță. Și a declarat atașamentul față. Eu nu sunt atât de radical în comparație cu o parte dintre colegii mei sau cu o parte dintre cei care ne critică. Dacă la un moment dat unul dintre primarii Partidului Național Liberal a rezolvat o problemă pentru comunitate și a participat la o discuție sau la o întâlnire, trebuie înțeles. Pentru că comunitățile noastre, foarte multe dintre ele au fost vitregite în perioada anilor trecuți de repartiția făcută de către Guvernul României sau de către Consiliul Județean. Și nu pot să înfieresc cu mânie proletară un om care a fost ales în funcția de primar și care a încercat la un moment dat să găsească soluții pentru uzina Mecanisc Sadu, de exemplu la Bumbejiu, sau pentru alte lucrări pe care a vrut să le dezvolte pe perioada mandatului. Nu poți să stai și să aștepți venirea guvernării. Este clar că trebuie să încerci să găsești soluții. Dar așa cum vă spuneam, astăzi și Băleștiu, și Arcaniu, și Bumbejiu, și Crazna, și Novaciu au beneficiat la un moment dat de proiecte cu finanțare europeană sau proiecte guvernamentale. N-au plecat din partid. N-au plecat din Partidul Național Liberal. N-a plecat că nu avea cum să plece domnul Bobaru, dar a făcut pasul ăsta cu gândul că va obține fonduri sau cum. Dar niciun primar n-a plecat la Partidul Social Democrat de dragul Partidului Social Democrat sau nu s-a dus alături de liderii Partidului Social Democrat că erau mai chipeși, că erau mai interesanți. S-au dus pentru a rezolva anumite probleme pentru deci comunitate. Deci că sunt șanse ca domnul Bobaru să candideze din partea PNL? Eu așa vreau să cine va decide, va avea ultimul este cuvânt. Este clar că e vorba de biroul permanent județean și de președintele Dan Vâlceanu. Eu mă ocup strict de organizația municipală. Și vor dori al candidat în locul domnului. Politică trebuie să ne gândim întotdeauna și la rezultat. E adevărat, contează foarte mult și alte aspecte, dar rezultatul primează. Întotdeauna partidele politice încearcă să-și aducă cei mai buni candidați pentru a putea câștiga alegerile locale și ulterior alegerile parlamentare și alte genuri de alegeri. Deci n-ar fi niciun fel de problemă dacă la un moment dat un primar care are foarte multe mandate, cum este domnul Bobaru, câștigate pe Partidul Național Liberal, s-ar întoarce și ar candida din partea Partidului Național Liberal. Dar v-am spus, este strict depinde punct de vedere cine merge politic. Electoratul, după primar sau după partid? Nu, la alegerile locale. Sunt partide care depășesc primare și invers. La alegerile locale să știți că de cele mai multe ori se votează omul și nu neapărat partidul. Și viața a demonstrat acest lucru, că partide cu scoruri foarte mari au pierdut alegerile locale, cum și partide foarte mici, la rândul lor, cu candidați foarte buni, au putut să câștige aceste alegeri. Și aici nu vă dau decât exemplu ALDE, PMP,
cred că la un moment dat și PRU, dacă nu mi-aduc aminte, primarul de la Mușetești, da? Care a câștigat un mandat pe o formațiune, ca și ceilalți, pe formațiuni mici. Ne aducem aminte numai de primarul de la Stejar, dacă de domnul Păiuș, da? A candidat din partea PMP-ului și a câștigat mandatul în fața unor candidați da, extrem de redutați. Da, PMP-ul. La Albeni, aceea situație. Deci, eu cred că la alegeri locale, în comparație cu toate genurile de alegeri, se votează om. Pot să iau exemplu și candidatura mea din 2017, când Partidul Social Democrat, cred că la nivelul județului Gorj era undeva la 60%, iar la alegerile locale pentru primăria municipiului Târgu Jiu a pierdut alegerile cu foarte multe voturi în minus față de voturile pe care le-am obținut eu în acea campanie electorală. Deci de aia contează mai mult omul decât partidul la alegerile locale. La alegeri parlamentare, europarlamentare, contează foarte mult puterea formațiunii politice. Dar de unde, s-a demonstrat în timp. De unde au apărut declarațiile astea cu Messi, cu iarba, cu terenurile? Nu, ce a fost o singură declarație. A fost o singură declarație a mea după alegerile europarlamentare. Și aveau locul sau rostul în asta peisajul politic. Asta fiecare poate cu să... Messi și cu... Nu, eu am spus un lucru. Am spus că la alegerile europarlamentare... Mai ales că trăim într-un județ unde e atât de mult de muncă și de recuperat. Priviți-o așa cum au fost. Eu am spus după alegerile europarlamentare, când Partidul Social Democrat deja se vedea câștigătorul municipiului Târgu Jiu, că prin implicarea mea mult mai activă în alegerile următoare vor ajunge la un scor foarte, foarte scăzut. Asta am vrut să scot în evidență. Trebuie privite lucrurile ca atare, nu neapărat prin prisma unei declarații. Deci câștigați alegerile pentru primăria municipiului Târgu Jiu, din punctul meu de vedere, alegerile se vor câștiga. Îmi doresc din suflet ca să mi-asigur și o majoritate în Consiliul Local, pentru că vedeți exact ce se întâmplă în momentul în care primarul nu are o majoritate în Consiliul Local și eu astăzi am doar 4 consilieri din cei 20 în funcție și de câte probleme poți să întâmpini atâta timp cât Consiliul Local nu-ți votează măcar proiectele de hotărâre, așa cum au procedat astăzi prin parcarea prin SMS. Și dacă nu se câștigă majoritatea și ieși din nou primar? Eu sunt convins, că se va câștiga majoritatea. Partidul Social Democrat nu mai este formațiunea din 2016. Și voi face tot ceea ce depinde de mine, excluzând în momentul de față o alianță cu Partidul Social Democrat pentru a avea o majoritate în Consiliul Local. Au anunțat că vor veni cu un candidat zilele... Cine? Zilele, în niște Partidul zile. Social Democrat. Da. Nu știu dacă va fi domnul Tudor sau altcineva. Deci știu cel mai bine când trebuie să-și anunțe candidatul, care este candidatul care poate să ridice scorul Partidului Social Democrat. Au experiența alegerilor trecute. Poate să nu câștige alegerile, dar să câștige majoritatea. E foarte în Consiliul greu. Local. E foarte greu de câștigat o majoritate și în Consiliul Local. Și atunci iar nu se va lucra. Iar vor fi scandaluri, iar nu se va face. Eu sunt sigur că cetățenii după 2 ani și jumătate... Cu apa, cu canalizare... După 2 ani și jumătate vor înțelege foarte bine ceea ce înseamnă astăzi un primar fără majoritate în Consiliul Local. Și cred că îmi vor asigura pentru următorii 4 ani de zile o majoritate stabilă în Consiliul Local. Dacă aveți majoritate, veți face și treabă? Nu, treabă facem de acum. Problema este că dacă voi avea majoritate, nu voi mai fi blocat așa cum am fost blocat în cei 2 ani și jumătate și vei putea adopta o strategie. Și atunci cum să-l înțelegem pe domnul Popescu? Care Popescu? Cosmin Popescu, cel mai cunoscut Popescu din Gorj, Cosmin Popescu. E un nume șeful comun. Consiliul Județean. Știți ce spunea? Că aveți zero proiecte, zero realizări, da, zero... Dacă m-aș raporta... La asta făceam referire. Domnul Popescu are foarte multe probleme. Să analizăm declarațiile. Domnul Popescu are foarte multe probleme în acest moment și cred că ar trebui în primul rând să se uite în propria ogradă. Are o problemă gravă la Spitalul Județean, pe care văd că nu poate rezolva de foarte mult timp. Are o problemă foarte gravă la Aparegio și cetățenii municipiului Târgu Jiu suferă în continuare din cauza lipsei de apă și a condițiilor de canalizare, da? Problema la spital este poate la fel de gravă ca și problema de la Aparegio, da? Deci ar trebui în primul rând să se uite în propria curte și după aceea să se uite în curtea vecinului. Pe de altă parte, dacă e adevărat, aș fi ținut cont de sumele pe care mi le-a repartizat Consiliul Județean în ultimii 3 ani de zile, chiar n-aș fi putut face nimic. Pentru că întotdeauna Târgu Jiu a fost tratat ca fratele Vitreg. Niciodată nu i-au fost alocate sume din bugetul Consiliului Județean. Niciodată.
Da? Dar v-a răspuns cu declarația dumneavoastră, cu excedentul și cu faptul care că excedentul, domnul Măruță? N-ați cerut bani la rectificare. Nu, domnul Măruță, pentru că la rectificarea pe care am făcut-o în decembrie ne-au cerut sume pentru echilibrarea bugetelor pentru funcționare. Iar eu, știind că am un guvern PSD în 2019, am făcut în așa fel încât să-mi asigur sumele necesare pentru funcționare. Eu vorbesc de proiectele de investiții. Astăzi, pe masa primarului municipiului Târgu Jiu, există lucrări în valoare de 770 de miliarde. Din păcate, din bugetul local, n-am putut asigura finanțarea decât pentru proiectele în valoare de 390 de miliarde. Poate asta ar trebui să-l intereseze pe domnul președinte Cosmin Popescu să întrebe, dom'le, cam care sunt obiectivele pe care ți le-ai propus să le realizezi? Poate pe domnul Popescu ar fi trebuit să-l intereseze cam care este cofinanțarea pe care autoritățile publice locale o asigură pentru proiectele obținute cu greu prin finanțarea europeană. Și atunci, la cei 60 de milioane pe care am primit și am contractat deja pentru Târgu Jiu, măcar acel 1.200.000, partea de cofinanțare, 2%, putea să o asigure Consiliul Județean. Și atunci, sincer, puteam să ies și să spun, domnule, tot respectul pentru Cosmin Popescu, pentru că n-a tratat Târgu Jiu cum tratează numai localitățile Partidului Național. Oare e surprinzător că la această repartiție doar primăriile Partidului Național Liberal n-au primit niciun leu? Nu cred că este surprinzător și cred că toată lumea a înțeles că ăsta este modul în care se tratează primari care nu aparțin Partidului Social Democrat. Dar a creat un precedent extrem de periculos. Extrem de periculos. Pe viitoarele repartiții de la guvern, domnul Cosmin Popescu nu va putea să scoată nici măcar un cuvânt. Dacă cumva sumele care vor fi repartizate de la guvern într-un fel echilibrează ceea ce a creat domnul Cosmin Popescu pentru localitățile care n-au primit niciun ban de la Consiliul Județean, atunci sper ca cei de la Partidul Social Democrat să nu scoată niciun cuvânt și să nu mai vocifereze că, uite, Guvernul României. Nu, Guvernul României, dacă va aloca la un moment dat sume către primarii care n-au primit nimic de la Consiliul Județean, nu fac altceva decât să... Să creeze un echilibru în modul în care se repartizează aceste sume. Iar în privința acelui anunțat excedent pe care primăria municipiului Târgu Jiu și pe care l-au tot anunțat prin toate emisiunile și la dumneavoastră și în alte emisiuni, vreau să vă spun că astăzi primăria municipiului Târgu Jiu nu are excedent, are deficit 25 de miliarde. Deci dacă lua strict datele din contabilitatea primăriei municipiului Târgu Jiu, putea să observe că acele sume tot anunțate de Partidul Social Democrat, 3-4 milioane, pe care văd că nu le mai anunță la început de an, s-au transformat în deficit, adică în lucrări executate pe care primăria municipiului Târgu Jiu le va plăti la începutul acestui an. Domnul Cosmin Popescu, candidat la primăria Târgu Jiu, cum vi s-ar părea bătălia? Orice este posibil, eu v-am spus. Mai ales în contextul în care președintele va fi ales în rândul consilierilor. Și ar exista și varianta unei candidaturi la Târgu Jiu. Orice candidatură a Partidului Social Democrat eu o iau în serios. Ar fi un candidat incomod sau? Nu pot să comentez. Pentru fiecare candidat am un antidot și o strategie pe care o pregătesc în campanie electorală. Nu vă imaginați că îmi pregătesc strategia doar în funcție de obiectivele pe care mi le-am propus. Stabilesc strategia și în funcție de candidatul pe care Partidul Social Democrat și îl va desemna pentru alegerile din 2020, din luna mai sau iunie. Anticipate? Mai e valabilă ideea asta, varianta asta? Din ce am văzut, există și o astfel de posibilitate. Și, până la urmă, până nu trecem prin toate aceste etape, nu putem să spunem dacă vor fi sau nu vor fi. Din declarațiile liderilor de la centru, văd că se mizează pe o astfel de variantă. Partidul e pregătit cu candidați pentru parlamentare? Avem candidați pentru... Mai multe liste. Vă interesează un post de parlamentar? Nu, mă interesează mandatul de primar la Târgu Jiu. Dacă va fi nevoie să ajut Partidul Național Liberal cu candidatura mea, deși nu văd cum, pentru alegerile la parlamentare, eligibil, neeligibil. În momentul acesta mă gândesc să candidez pe lista de pentru primăria municipiului Târgu Jiu și pe prima poziție la lista de Consiliu Municipal. Asta este ceea ce voi face la alegerile locale din acest an. Și în alegerile parlamentare vă veți implica? Vă dați seama, mai ales dacă vor fi în același timp cu alegerile locale, tot Partidul Național Liberal îl voi reprezenta și sunt sigur că prin implicarea mea în campania electorală de la locale
Sper eu că voi aduce și voturile necesare pentru candidații Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare. Un telespectator recomandă, sau domnule telespectatoare, cred că telespectatorul că vorbește despre fotbal, deși fotbal e pentru toată lumea, pentru domnul primar să se facă un control în toate școlile și liceele în Târgu Jiu, să vadă câte au săpun, hârtie igienică și apă caldă. De mâine. Asta o pot discuta. Săpun, hârtie igienică și apă caldă. Se există așa ceva în școli? O să discut cu cei de la patrimoniu. Ar trebui să existe așa ceva, dar aici vine strict pe cheltuia la unităților școlare și eu cred că în mare parte unitățile școlare măcar atâta pot să-și asigure. Mai ales că în contextul îmbolnăvirilor din ultimii ani cu tot felul de bacterii, virusuri, gripe și așa mai departe, igiena ar fi un... Deci direcția de patrimoniu un punct va important face, pentru... va face verificările. Se fac verificări? În această săptămână, permanent. Se fac verificări și... Se raportează, se anunță, se fac... Nu, se merge în unitățile școlare și se verifică anumite aspecte sesizate de către cadrele didactice sau de către părinți. Domnule primar, rezolvați problema cu infrastructura orașului, că este praf în tot orașul, creați locuri de muncă pentru tineret, aduceți investitori în Târgu Jiu. Nu, aici trebuie să, în privința infrastructurii, am avut de la începutul mandatului meu o altă abordare. În primul rând mă interesează partea de infrastructură în municipiul Târgu Jiu. Aici vorbesc de canalizări, de alimentări cu apă, de rețele electrice, după care se va intra într-un program de reabilitare a tuturor străzilor. Dar gândiți-vă că în perioada următorilor 3 ani de zile, în mare parte bulevardele municipiilor Târgu Jiu vor fi afectate de lucrurile cu finanțare europeană. Vorbim de 60 de milioane de euro care vor afecta foarte multe dintre străzile din municipiul Târgu Jiu. Ar fi incorrect ca să bag în momentul de față într-o reabilitare totală străzile municipiului Târgu Jiu, iar într-o perioadă de 12 luni să vin să le sparg pentru introducerea rețelelor de electricitate, cablurilor pentru transportul în comun. Și de aceea încercăm să întreținem pe anumite străzi. Vă dau exemplu străzile Hidrocentralei, Narciselor, Griviței, strada Omai, așa cum este cunoscută ea. Aceste străzi vor intra într-o reabilitare în perioada imediat următoare, a începutului de an. Dar sunt și foarte multe străzi care sunt afectate în acest moment de lucrări și până la momentul în care nu se finalizează aceste lucrări, nu pot să intervin cu investiții. Știm foarte bine ce ne așteaptă în anii următori. Municipiul Târgu Jiu, în următorii 3 ani de zile, va fi un imens șantier, ținând cont de faptul că se organizează licitații și trebuie să le punem, acele proiecte trebuie să le punem în operă și trebuie să privim lucrurile corect. Ultima întrebare și încheiem această emisiune. Credeți că fratele dumneavoastră își va păstra postul de inspector șef la ITM? Dacă sunt legate, dacă cumva evaluarea profesională a fratele meu nu este corespunzătoare, n-am nimic împotrivă. Dacă sunt alte aspecte, nu cred că merită discutate. Am înțeles. Mulțumesc pentru participare și pentru modul în care a decurs această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți seara de seară. Rămâneți cu Tele3, toate cele bune.